Salut! Ca în fiecare săptămână sunt aici să vă prezint prognoza din weekend, iar weekendul acesta avem evenimente pentru toate gusturile. La început de weekend ne mișcăm pe ritmuri de dubstep la un nou episod Sub Control. Vineri, la Cafeneaua Dark s-au anunțat peste 200 de fani ai muzicii. Rock progresiv sâmbătă la Capcana cu un band care ne duce înapoi în anii 70 la muzica celor de la Pink Floyd. Biletele sunt disponibile în avans, dar nu lăsați pe ultimul minut că s-au anunțat peste 200 de fani. Mai la nordul orașului se anunță o nouă petrecere Frenetic. Pereții de la Escape vor vibra de la muzica celor 6 artiști care vor fi susținuți de cei peste 500 de fani ai muzicii drum and bass. Cei de la Vița de Vie se întorc la Timișoara vineri la Reflector de la orele 21. Cu toate că s-au anunțat peste 700 de fani, bilete disponibile vor fi doar 300. Grăbiți-vă! După un weekend intens, cei de la Anturaj ne invită duminică la un prânz italienesc. S-au anunțat mulți mâncăcioși, dar preparate sunt pentru toată lumea, așa cum spune și numele evenimentului All You Can Eat. Dacă tot vorbim despre weekend, haideți să vă spun și un banc. O discuție între soți, parteneri, amanți. Mă, mitică, iar ai venit beat acasă. Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au adus vecini. Eu sunt Andina, evenimentele au fost anunțate, ne vedem în weekend sau săptămâna viitoare. Până atunci, știți voi, like, share, subscribe. Vă pup!